Dacă doriți, puteți să intrați cu mine aici în streaming, da? Salut, DJ, bună seara tuturor. Mulțumim, Adrian Baciu. Da. Cine e cu noi, strigă la familia. Dacă aveți un banc bun, o glumă bună, puteți să scrieți, eu îl voi citi sau puteți să intrați direct cu mine aici în streaming, da? În modul ăsta îl veți pune direct voi și vom socializa, vom reuși să ne cunoaștem mai bine. În fiecare zi voi face, începând cu orele 17, ora Italiei, ora 18, ora României, aici o conferință, așa la un pahar. Și bineînțeles, începând cu orele 20-30, nu știu cum să descarc. Nu trebuie descărcat absolut nimica. Da, este aici jos la comentarii, este un link, dai click pe el, îl copii și deschizi browser, deschizi Google Chrome sau ce browser ai pe device, pe calculator și îl copii acolo sus în bara de căutare. În modul ăsta vei fi imediat direcționată către acest streaming live aici. Da. Stăm aici la un pahar cu diaspora în fiecare zi, începând cu ora 17, ora Italiei. Da. Cine dorește să intre? Sau dacă nu, puneți întrebări, în modul ăsta vom reuși să interacționăm. Da, știți cum este. Am telefon. Da, normal, deci de pe telefon, exact cum ești pe Facebook sau unde ești, bineînțeles, intri pe, deci dai click la linkul care este aici jos în descriere, după aia îți dă să-l copii și îl duci direct în browser. Este foarte, foarte simplu. Da, este foarte bine de pe telefon, cum să nu? Merge foarte bine de pe telefon, Elena Vlad, dacă dorești să intri cu noi aici în streaming, stimată doamnă. Nu trebuie telefon, nu trebuie calculator. Dorina, salutări din Italia, tot din Italia te salutăm și noi, Dorina, suntem la Roma, deci transmitem din inima Italiei, de la Roma, da? Nu uitați să distribuiți, da? În modul ăsta vom fi mai mulți aici, nu uitați să distribuiți pe grupuri, să faceți un party și la voi și să, în modul ăsta, bună seara, spunem și lui Maria Cocuț. Încerc, da, este bine. O seară bună în continuare și eu muncesc, ne vedem de seară, scuza Pepe. Numai bine, Georgeta, o seară minunată și spor la muncă, da? Și nu uitați că în fiecare seară, începând cu orele 20-30, sunt aici pentru voi în streaming cu muzică bună, tradițional, românească. Bună seara, spunem și lor, mare Topărceanu! Bună seara, stimată doamnă, să rămână! Încercăm să fim aici din ce în ce mai mult. Stați să mă uit și eu puțin, să vedem să mai distribui și eu, da? Bineînțeles, dacă îmi permiteți. Dacă între timp cineva vrea să intre, să discute, să dialogăm, este binevenit. Bineînțeles, pot să fie și lăutari, adică persoane care sunt artiști. Discutăm despre orice, pentru că este la un pahar de vorbă cu diaspora, da? Deci putem discuta despre orice subiect, important dacă este ok și este pozitiv. Un pic să vedem aici. România exact. Așa, cine dorește poate să intre cu noi. Cine e cu noi? Cine e cu noi? Da, cine e cu noi? Bună seara, da, te pup, să rămână și eu te pup, numai bine, mare. Bună seara la toată lumea, la toți care sunt aici, suntem puțini astăzi, cred că foarte multă lume muncește. Cred că mâine seară vom fi și pe YouTube, dacă ne ajută Bunul Dumnezeu. Bineînțeles, nu uitați că vă puteți înscrie și la canalul nostru de YouTube, Eurovlog. Stați așa. Da, deci în modul ăsta ne susțineți și pe YouTube, este unicul mod. Dacă căutați și pe pagina mea de Facebook,
Deci dacă căutați pe Info Diaspora, veți găsi și linkul la canalul de YouTube. Sau dacă nu, căutând direct în browser, căutând direct pe YouTube Eurovlog. În modul ăsta vezi, da, și de canalul nostru YouTube. Este un canal de YouTube care are în jur la 80 de clipulețe până acum. Da. Încercăm să fim din ce în ce mai mulți. Mi-am pierdut telefonul. Da. Aș dori să știu ce, dacă ați trecut cu bine de această carantină. Nu reușesc, dar vreau să scriu. Da, este simplu. Deci stați să încerc să văd dacă reușesc cu telefonul meu, da? În modul ăsta vă voi arăta cum. Ok, încercăm să intrăm în browser. Să căutăm Info Diaspora. Ok. Deci să intrăm pe live. Da, nu știu dacă se vede. Deci stați așa, aici este live-ul, da? Deci este link-ul aici jos. Dând un click pe link-ul respectiv, vedeți, se deschide o altă pagină. Stați așa, ups. Deci așa, perfect. Se încarcă. Și uitați, odată ce ești pentru prima dată accesat, cum se cheamă browser? Da, nu, deci dacă intri este simplu. Dacă intri în Google. Deci copii linkul ăsta și intri direct în Google. Eu m-am înscris azi. Mulțumesc. Da, am văzut, Mare Topărceanu, că te-ai înscris și îți mulțumesc foarte, foarte mult. Da. Salut, Rodica, numai bine. O după masă plăcută vă dorim, da? Între timp îmi termin și eu cafeluța. Așa. Cum se cheamă browser? Google. Deci exact când tu cauți ceva în telefon, mergi în Google, nu? Dacă dorești o informație, să cauți pe Google. Deci simplu. Copii de acolo link-ul, te duci în Google și bineînțeles îl copii sus în bar acolo de căutare. În modul ăsta vei reuși să intri direct cu noi. Bună seara, îi spunem și lui Gheorghiță Robu. Bună seara, domnul Gheorghiță, multă sănătate și dumneavoastră. Și nu uitați să distribuiți, da? În modul ăsta vor ști și prietenii voștri că în fiecare zi, începând cu orele 17 ora Italia, adică ora 18 ora României, vom fi în streaming aici la un pahar de vorbă cu diaspora. Sper să reușesc. Da, cum să nu, este foarte, foarte simplu, stimată doamna Elena Vlad. Prima dată este mai greu, ca de fiecare dată, știți cum este. După aia, după ce sunteți odată înregistrat, este simplu. Important e că intră, uitați, la mine este chiar foarte, foarte, foarte simplu, stat așa că sunt intru. Da, după care vă scrieți numele. După ce v-ați scris numele, dați OK. Uitați cum am făcut eu acum în acest moment. Deci eu în acest moment dacă intru. Da. Observați? Sunt direct și de pe telefon și prin programul de streaming. Deci după cum se vede, sunt aici cu voi în ambele, da? Cred că este un no. OK. Stați așa, pac, pac. Mă, chiar merge super. Wow, nu mă așteptam să meargă atât de ok, da? Deci este simplu. Intri cu telefonul și este simplu, chiar foarte, foarte simplu. Wow, super. Bun, haideți să continuăm. Deci nu este greu deloc. Odată intrați pentru prima dată, rămâneți mereu în streaming cu noi, da? Nu este greu. Da, eu m-am înscris astăzi, da, sper, am înțeles, ne spune și doamne. Da, vă aștept mai mult, vă aștept și pe voi să distribuiți, în modul ăsta vom reuși să fim mai mulți aici, da? Bineînțeles, dacă aveți întrebări, putem să răspundem la întrebările voastre. Bună seara din Palermo, Larisa, sărmâna. Bună seara și noi, îți spunem de la Roma, da? Cum este vremea? Cum este la Palermo acolo, da?
dacă ne scrii sau dacă dorești poți să intri cu noi aici direct în streaming. Da, Dascălu, Dorina. Sau Dorin, să vedem să intre, da. Vă urmăresc cu mare drag zilnic. Mulțumesc, mulțumesc, Maria. Alo? Dascălu? Nu se vede sau sunteți blocat? Da, cred că avea conexiunea un picuț cam slabă. Poți să revii, Dascălu, Dorin sau Dorina, cum era acolo. Așa. Foarte cald. Wow, ce bine că a venit căldura, într-adevăr. Eu iubesc foarte mult căldura, îmi place foarte mult când e cald. Sunt o persoană care îmi place atât muntele cât și marea, da? Deci îmi place și să mă bălăcesc, dar și stau la umbră. Da. Faceți pentru noi cei plecați departe. Da, am câteva melodii în seara asta chiar super, super pentru voi toți. Melodii despre părinți, despre țară. Mulțumită, bineînțeles, la anumite formații care îmi trimit muzica lor. Eu voi încerca, bineînțeles, prin intermediul la Radio Info Diaspora să pun muzica lor aici și în modul ăsta veți asculta artiști dragi, deci cântăreți dragi de ai noștri din țară, chiar și din Basarabia, sau dacă nu, chiar artiști care sunt, deci au formații de muzică care sunt prin Spania, prin Italia, deci și ne cântă și ne încântă, ne cântă și ne încântă mereu cu melodiile lor de fiecare dată. Și aici în Spania este foarte cald. Da, de acum cu siguranță vor veni și căldurile, da? Stați așa să mai distribui și eu pe un grup două, da? În modul ăsta, pentru că îmi dă voie să distribui până la 10 grupuri de pe profil, da? Să încerc să distribui. Să vedem aici. Românii din Lazio, Lorin Salam, fete și băieți, DJ, moldoveni în Roma și pe alte grupuri pe care sunt și eu înscris, bineînțeles. Șofer pe tir. Da, chiar uitați, dacă este un șofer pe tir care dorește să intre cu noi aici să ne spună cum este cu vămile, deci încercăm să facem chestii foarte, foarte, foarte utile pentru voi toți. Utile pentru toți cei care. Da, după cum vedeți, nu mai îmi permite să am distribuit pe toate cele 10 grupuri. Deci și voi puteți să distribuiți pe grupurile voastre. În modul ăsta veți putea să mă susțineți, adică cu o distribuire. În modul ăsta vom fi mai mulți aici pe Radio Info Diaspora. Da. Vă salut cu respect din Italia, ne spune și Lili Mihai. Bună, bună, Lili Mihai, multă sănătate și vouă. De unde ne ascultați din Italia? Noi suntem la Roma, deci transmitem în fiecare seară, începând cu orele 20-30 din inima Italiei, da? De la Roma. Transmitem muzică tradițională românească pentru că asta ne permite Facebook-ul. Asta ne permite Facebook-ul și asta încercăm să punem. Bineînțeles. Nu uitați dacă sunteți pe alte grupuri să intrați pe pagina de Facebook Info Diaspora, pentru că în modul ăsta voi reuși să văd și eu comentariile voastre. Dacă doriți, este un link jos la video unde puteți să intrați în direct cu mine. Putem să socializăm, să discutăm chestii utile despre noi, despre poporul român, despre cei care suntem în diaspora și nu numai, da? Și pentru cei care sunt, bineînțeles, și în țară. Da. Vă salut cu respect, cum să nu. Aș dori să știu dacă aveți întrebări. Aș dori să știu de unde ne ascultați. În modul ăsta ne vom da seama de unde suntem ascultați de dumneavoastră. Da, Mihai, deci din Torino. Wow! Am chiar foarte mulți prieteni în Torino, chiar și un consătean de-a meu acolo în Torino la dumneavoastră, domnul Mihai. Da, aștept întrebările dumneavoastră
Și nu uitați că în fiecare seară, începând cu orele 17, voi intra 17 ora Italiei, ora 18 ora României, voi intra aici, deci la un pahar de vorbă cu diaspora. După care, începând cu orele 20:30, voi fi în streaming live pentru voi cu muzică de petrecere. Vom pune muzică de petrecere pentru că asta ne permite Facebook-ul, nu putem să punem muzică internațională pentru că ne va da afară din live. Vasile, te salut, da, suntem salutați și din Anglia. Mare Topărceanu din Palermo, wow! Am fost prin Palermo, am fost prin Catania prin 2006-2007, atunci când am făcut eu un gir, cum se zice, aici în Italia, când am vizitat puțin toată Italia. Așa, bineînțeles, mergem în continuare. Nu uitați să distribuiți, să fim mai mulți. Dacă doriți, este un link aici jos în descriere și puteți să intrați în direct și să discutăm aici, să vorbim. Dacă aveți o glumă bună, un banc bun, o notiție bună care ne-ar putea ajuta pe toți după această pandemie, chiar că ar fi super, super ok. Sperăm că mâine seară vom fi și pe canalul nostru de YouTube. Nu sunt un expert în ceea ce privește muzica, în ceea ce privește radio, dar mă implic, vin de la fotografie, sunt un fotograf și încerc să mă implic în fiecare zi, așa cum mă pricep eu mai bine. Studiez, bineînțeles, în fiecare zi tot ce ține de muzică, de DJ, de cum se mixează. Da, nu sunt un DJ profesionist, nu am zis asta niciodată, că sunt un DJ, dar sunt un punător de muzică, deci pun muzica pentru că atât mă pricep deocamdată. Ușor, ușor poate voi reuși să reușesc și eu să fiu un gradul, să fiu mai profi, adică să reușesc să îmbin două melodii, adică pe același BPM. De așa mai am învățat anumite chestii, dar toate sunt la rândul lor, deci ușor, ușor vom reuși să facem mai multe chestii. Nu uitați că dacă doriți puteți să intrați în streaming live aici cu noi, da? Da, ești fantastic, da. Nu pe Facebook, deci nu mă sunați pe Facebook, intrați aici în streaming. Deci nu mă sunați pe Facebook, intrați aici direct în streaming. Virginia, bună seara, DJ Pepe, ești fantastic, mulțumesc, să rămână, numai bine. Bună seara, spunem la toți bombonei care sunt aici, da? Bună seara la toată lumea. Bună seara, vă salut din Calabria, ne spune și Maria. Bună, Maria! Wow, Calabria e super, da? Am stat două săptămâni în Calabria și chiar că e frumos. Super, super, super. Da. Vă mulțumesc pentru implicarea dumneavoastră. Felicitări! Da, o fac din suflet, o fac din plăcere. Acum cât nu sunt evenimente, voi fi în fiecare zi alături de voi. Și cu voi, bineînțeles, după cum vedeți, mă implic la maxim, studiez în ceea ce privește radio, studiez în fiecare zi cum să fac, cum să mixez melodiile, cum să le editez, cum mai multe, sunt foarte multe care eu nu le știu, dar le învăț. Nu am zis că sunt un profesionist. Cui îi place ceea ce fac, stă alături de mine, ascultă muzica care o pun. Aș dori să pun și eu mai multe genuri de muzică, dar nu pot din cauza că Facebook-ul nu îmi permite. Studiez acum pentru o aplicație pe telefon. În modul ăsta vom cumpăra un server. După ce vom cumpăra serverul, vom fi 24 de ore din 24 pe telefon. Voi merge în țară pe 18, ia se descurcă și nu reușesc. Ah, da, ok, dacă voi merge în țară pe data de 18, wow, dar este foarte simplu. Dacă tu copii link-ul care este aici jos, îl copii, după aia deschizi Google-ul. Odată ce ai deschis Google-ul, stați așa să vă arăt.
dacă se poate, bineînțeles, să ies și de aici. Deci Google este ăsta, da? Deci deschis Google-ul. Odată ce ai deschis Google-ul, aoleu, stai așa cum se vede. Da. Deci așa, o secundică, dăm înapoi. Deci Google-ul, deci Google-ul este ăsta de aici, da? Deschis Google-ul. Odată ce ai deschis Google-ul, vezi, trebuie să copii aici sus. Odată ce ai copiat aici sus în bară, odată ce ai copiat aici linkul care l-ai copiat prima, ai intrat direct în streaming online cu noi. Dar cum se poate să poți susține programul? Da, poți să-mi scrii în privat, este și numărul meu de WhatsApp, îmi poți scrie. Dacă cine dorește să mă susțină, îi mulțumesc din suflet, pentru că deocamdată, aoleu, v-am spus să nu mai sunați, dar așa să-i scriu. Ok. Da, deci pot să-mi scrii pe WhatsApp, pot să-mi scrii în Messenger la pagina de Facebook. Sau, bineînțeles, dacă dorești, poți să pun aici un link de PayPal, dacă dorești să mă susții, scumpa mea fan aici, da. Încerc în fiecare zi să fiu alături de voi, încerc să fiu cât mai precis, fac foarte multe greșeli, îmi dau seama că de greșeli după ce văd ce am făcut. Da, am pus și un link aici jos, dar dacă nu reușești, mă poți contacta și în modul ăsta vreau să-ți mulțumesc mult că vrei să mă susții. Bineînțeles, cine dorește să susție programul, adică pentru a cumpăra o aplicație, un server, un site web dedicat pentru radio, eu deocamdată o fac din suflet pentru voi. O fac în fiecare zi și încerc să fiu pe placul la toți, adică să pun melodiile voastre preferate dacă se poate. Așa. Salut DJ Pepe, ne spune și DJ Dragoș. Bine ai venit, DJ Dragoș. Nu uitați să distribuiți, da? Și bineînțeles, dacă doriți să intrați în streaming cu noi, se poate intra. Putem discuta chestii utile legate de noi, de români, despre diaspora, despre noile reglementări care sunt acum după această pandemie, după acest coronavirus. V-am spus că suntem la un pahar de vorbă. Mi s-au uscat buzele. Da. Vreau să știu că sunteți bine, că sunteți sănătoși și, bineînțeles, îmi face deosebită plăcere când intru în streaming live și văd foarte multe mesaje de la voi. Mesaje frumoase, mesaje care îmi umple și mie inima, pentru că și eu am și eu inimă exact ca și voi, da? Nu uitați că o fac din suflet. Dacă sunteți prima dată pe acest live, pe această conferință, pe acest grup, pe această pagină, nu uitați să dați un like și o distribuire. Știți cum era? Share și like. Da? Evai, numai bine. Vreau să vă mulțumesc, bineînțeles, și la toți cei care m-au susținut și până acum, da? Pentru că fără ajutorul vostru nu aș fi reușit să fiu astăzi aici. Vreau să mulțumesc în mod deosebit și la cei care m-au susținut și până acum. Da, după cum v-am mai spus, pentru cei care au intrat după, vreau să repet. În fiecare seară, începând cu orele 17 ora Italiei și 18 ora României, ca să nu se facă greșeala. Suntem aici la un pahar de vorbă cu diaspora, după care la ora 20:30 ora Italiei, adică 21:30 ora României, suntem în streaming live cu muzică de petrecere. Așa. Bună din Marghita, ne spune și Gheorghe. Numai bine, Gheorghe. Salutăm toți românașii de acolo din Marghita. Da. Da, DJ Pepe, suntem bine în România, din 15 ieșim în mare parte din carantină. Super, super. De-abia aștept să intrăm cu toți într-un regim de viață normal, adică să nu mai stăm prin case, pentru că vedeți cum este. Încercăm să revenim la viața care a fost înainte, chiar dacă cu siguranță nu va mai fi la fel. Va fi total divers, dar
noi suntem optimiști și încercăm să fie bine. Eu cel puțin sunt optimist, chiar dacă la mine este mai greu, pentru că la nivel de fotografie se va reprinde cu siguranță mult mai greu cu nunțile, cu botezurile, pentru că toate evenimentele care le-am avut au fost anulate. Mai am vreo 3 nunți în România care deocamdată nu au zis nimic. Dar în rest, toate care au fost aici în Italia, toate au fost anulate. Am vorbit, bineînțeles, cu clienții, cu așa, și au rămas să stabilească o altă dată pentru a vedea când se poate face evenimentul, bineînțeles. Atât despre nunți și cât și despre botezuri. Noi românii, vă dați seama, suntem un popor foarte, foarte distractiv și cum ar fi să mergi să stai la un botez, să stai la un metru de prednul tău de pahar sau nu. Noi suntem care mergem la petreceri, la evenimente, ne place și un par de vin, ne place distracția. Românul nostru când merge la evenimente, dansează. Am cunoscut chiar foarte multe persoane care au schimbat și 5 cămăși într-o seară. Vă dați seama, sunt persoane care joacă, frate, nu se joacă. Când încep să joace, nu știu din alta energie, câteodată, deci eu ca fotograf mă zic, mama mea cât dansează. Sau sunt foarte multe perechi care împreună, mama mea, dansează. Deci am nimerit, deci am la atâtea evenimente, cupluri, deci câte o pereche de soți care au dansat plus și simplu toată noaptea. Am zis, mama mea, cât energie au oamenii ăștia. Eu acum sunt cu fratele meu Gabi la o bere rece. Wow, ha-ha, mișto tare, super, super, super. Da, și să fie și special pentru Zoli de la DJ Pepe, ne spune și Laurențiu, pe un grup de DJ din România. Dacă și voi sunteți la început în ceea ce privește arta DJ-ele, adică ca DJ, puteți să intrați pe grupul de Facebook djfotovideo.ro. Sunt acolo oameni minunați, oameni care, de la care am avut și eu foarte multe de învățat, sfaturi chiar în ceea ce privește chiar și tot ce ține deci de muzică, de DJ, pentru că sunt DJ foarte, foarte buni, care alți sunt care doar DJ, doar asta fac. Și vă recomand să intrați și pe grupul lor, deci djfotovideo.ro. Îl găsiți grupul pe Facebook și în modul ăsta veți începea și voi o carieră de DJ. Bineînțeles, sunt oameni care sunt foarte colaborativi și foarte ok, așa că recomand. Așa. De multe ori când nu avem inspirație, intrăm acolo sau sunt DJ care pun la dispoziție anumite pachete de muzică, de unde poți să-ți iei o muzică bună, deci chiar super, super, super. Și vreau să le mulțumesc la toți care au pus muzică și am luat și eu muzică de acolo, pentru că na, este bine venit de fiecare dată un pachet de muzică, nu? Da, mai ales când ești la început. După ce ai câțiva ani de DJ, este total divers, îți faci tu pachetul tău personal de muzică, dar pentru început, na, fiecare trecem prin... Doamne ajută, ne spune și Virginia, să rămână. Salut Nicolae, numai bine. Bună, ne spune și Alina Angelo. Bună, da, după această carantină se va elibera la graniță ca înainte. Sperăm să fie ca înainte. Dar na. Da. Să se vadă. E bine. Drumitru, dacă bine știu eu, grupul așa nu este o școală, corectează-mă dacă greșesc. Da, Dumitru, nu este o școală, dar cu siguranță dacă cineva cred că cere un ajutor, sunt persoane super ok, nu? N-am greșit cu nimica că am sugerat grupul, da? Deci pentru persoane care, sau chiar și pentru DJ avansați, nu? Deci pentru poate alții nu știu grupul, nu? Nu cred că am greșit cu ceva, Dumitru Dan, dacă am sugerat grupul de DJ de pe Facebook. Așa, da, cu tot așa, știți, așa, adică mască și mănuși. Da, cu siguranță și la Roma s-a dat drumul, dar este nevoie încă de mască, de mănuși, deci de formularul ăla pentru a
a putea să te deplasezi, bineînțeles. Bună ziua, bună ziua, ne spune și Gina Tomulescu. Bună seara, DJ Pepe. Ca pisica, da, bună Cri Cri, numai bine, o seară frumoasă și ție, peperoncino, nu? Da, 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 în Italia Pepe este peperoncino, adică ardeliute. Da, ok, e muzică DJ Pepe, ne spune, da, în seara asta, începând cu orele 20-30, ora Italiei, voi vii în streaming live cu muzică. Bună seara, am revenit, am venit, ne spune și Sorina Elena Danciu. Hai, Sorina, aici cu mine, că ne mai descrițești frunțele, da, cu prezența ta. Lucian Mihai, salutare, salutare, Luciane, numai bine. Bună seara, dragilor, ne spune și Maria, bună seara, bună seara. Nu am zis că ai greșit cu nimica. Nu, era doar o sugestie, deci, pentru că poate să fie chiar și un DJ super ok care să poată intra pe grup, pentru că am zis că sunt oameni super, super ok. Da, zicem bună seara și gânduri bune, îi spunem și lui Viorica Banu. Bună seara, Viorica Banu, și numai bine și ție, da? Salutare la toată lumea. Ardea iute, cum te prinde, cum te bip. Da, mergem înainte. Mihai, salut DJ, salut Mihai și ție, numai bine, multă sănătate de acolo, de unde ne asculți tu. Salut, s-a cam dus cu distracțiile odată cu pandemia. Adrian, da, dar știți cum este, noi suntem persoane distractive și odată ce se va da liber, adică să putem să ne distrăm, vom reuși să... Bună seara! DJ Dodo! Salut, salut! Noroc, numai bine! De unde ne asculți? De unde oare? Din România, cu fratelul la o bere, ți-am zis. A, bravo, bravo, este bine. Care e situația în România? E bine, momentan. Exact cum s-a scris și pe live, da, situația este care după 15 tot așa, o să poți mască până o să zică ei, băi, gata, da. De atunci... Nu. Preventiv, preventiv. Preventiv, în casă stăm cu masca. Este bine, este bine. Da, fiecare cum poate, cum se descurcă, cum... Nu, e cel mai bine să ne protejăm, că dacă te protejezi pe tine, adică te protejezi tu, îl protejezi și pe cel de lângă tine. Da, da, corect, pentru că Dumnezeu știe ce au vrut să facă prin această pandemie, prin acest virus. Cum e? Unii zic că nu e, unii zic că este, noi da, să fim... Da. Părerile sunt împărțite, cu siguranță au fost virus mult mai periculoși, dar nu erau rețele de socializare prin care să se expandă atât de mult și prin mass media. Da, da. Din câte am înțeles, mortalitatea nu era chiar atât de mare, dar știți cum este. Noi, ce în general s-a făcut din țânțar hărmăsar, știi? Cum se zice. Da, dar a purta mască nu... Na, nu este nimic rău, știi? Adică pentru că vezi... Da. Oricât poți să poți masca, tu nu te poți feri de... Asta e legea dată de Ministerul Sănătății, asta faci, asta faci. Da, da, da. Ne adaptăm la sistem, cum se zice, nu? Mă bucur că mă vezi și pe mine live. Bravo, bravo. Tu tot scriai acolo când intram în streaming live, și dar na. Încerc să studiez alt mod de a putea intra și de a vorbi, de a dialoga cu persoanele în streaming și pe live. Da. Bună seara! Bună seara! Ce faceți? Lui Alina Angelo. Bună seara, Alina! Uite, stăm la un par de vorbă aici. Am vrut să zic de apă, știi? No, trebuie să zici mai nou la un par de bine sau de bea. Da. Eu l-am par de apă. Da, tot de Coca-Cola e paharul ăla, da. Eu fac puțină da, mișcare. Că pe Alina Angelo știu? Eu mă știu. Băi, toată lumea o știe numai DJ-ul, nu? Eu pe mine mă cunosc de 7 ani de zile, dracu. Da. Ce bine, faceți?
Dar ce să facem? De mască. Unde de mască? Ei, închis de la măsa, că eu nu port așa ceva. Alina, vorbește cu măsa. Și fii atent, apropo, nu mă băgați, fraților, bă, eu eram pe YouTube, mă uitai asta și eram pe YouTube. A, păi te fac vedetă, virală. A, apropo, dacă toți se uită fanii mei, intrați pe YouTube, mă căutați acolo, să mă fac roșii ca vulpița, mai rău ca vulpița să mă fac. Auzi, vrei să fie invidioasă vulpița pe tine? Cum se întoarce camera să-ți arăt cum... Băi, dar nu mă văd toate, ce dracu, mă văd decât followerul. Păi așa și bine, ceva bine, mai... Bine, și căștile. Bine. Și căștile să văd bine. Ia uitați! Pixie! Dar n-are bunine. Ramona, l-am dus melodii în seara asta, începând cu orele 20-30, da? Și cu siguranță îi vom cânta și la mulți ani la scumpul tău băiat, da? Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască cu pinte? Înainte, dar salutăm lume, iau, creștină. Ne spune și Constantin Imperialo, da? Salutare. Dar vezi și tu, fă în așa fel să nu se mai vadă aiurea, pentru că mă văd nașpa. Adevărat că sunt eu nașpa, dar asta este, fraților, altă față nu mai am. 322 de buline ai pe tine. Sunt bulinată eu. Da, cine mai dorește poate să intre aici până la 6, 8 sau 10 persoane. Da, sunt un pic, dă să văd comentariile. Constantin Imperialu, intră aici sus cu mine, vecine. Hai, mișcă-ți fundulețul. Așa. Mă bine, Pepe, ne vedem, da? Ok, numai bine. O seară. Dar numai cu Pepe vrei să-l vezi, măi, pe mine nu vrei să mă vezi sau ce? Ba da. Aia, nu ne vedem acum. În live te-am văzut. În live te-am văzut pe tine, dar acum mai văzut. Ce, pe mine, pe ăla m-a văzut toată lumea, dracu. Nu știu de ce n-am ajuns pe Antena 1, pe dracu este vulpit. Ia uite ce zice Sorina Elena Danciu. O zis, o să devenim virale, Suri. Intră și tu acum cu vopsea în păr aici să vezi ce viral o să devenim când te vedem cu aia în cap. Da, lupul Constantin din banii și bag-mă și pe mine. Lupul trebuie să... Băi, eu presimt că cineva să ia de mine că nu am masca cu mine, să dea dracu și dacă îmi zice ceva să vezi ce le zic. Dele cățelul. Ce să le dau? Le dau și una în gură. Auzi, poți să pui cățelul ca mască dacă vrei. Deci câți ochișori sunt? Că vreau să vă arăt ceva, serios. Nu am voie să intru aici, dar intru... Tu ai 4, deci 45. 45, da, share. Hai. Share. Da, cu care și piper. Share. Da, cu share. Da, cu share. Da. Tu, Alina, ești din Verona, nu? Nu sunt făcut. Ia uite. Eu intru după zarzăne, după corcodușe. Da. Cum este deci acolo dacă... la... Cum este la hai, mami, hai. Vrei să-ți arăt? DJ Dodo. Mă simt ca în România. Simt ca în România. Este bine. Este da. Foarte bine aici. Da. Din cât am înțeles, s-a dat drumul și acolo la Verona, la muncă. Tu muncești, nu? Da, de când muncesc? Logic. Da, a dat drumul, logic. Acum chiar sunt foarte multe mașini pe strada UTI. Da, lungul Constantin, da, dacă vrei să intri, este un link jos aici unde poți să-l copii și îl pui în browser, îl pui la Google. În modul ăsta vei intra direct în streaming aici. Intri în direct cu noi. Eu intrai pe mărăcini. Da. Răși. Da. Da, stai. Așteptăm să treacă și această carantină, adică carantină. Să se dea drumul tot. Eu aștept să se facă zarzănele. Sperăm să fie bune. De unde dau ca să schimb camera? Te salut din Germania. Eu te salut după câmpuri, eu după mărăcini. Da.
Dar puteți să puneți și noi întrebări sau tu numai tu ai voie să ne pui întrebări? Pune întrebări, cum să nu? Hai că să pun acum. Întrebarea mă refeream. Da, normal, e o întrebare. Dar tu de câți ani ești plecat din România? Din 2004. Ce faci, mamă, aici? Poți să spun, ai iubită? Nu am înțeles. Am zis că ai iubită. N-am eu semnal? Da, vorbesc cu ea. Atunci mă duc în stradă. Haide. Acum am semnal. Da, ai semnal, ai. Așa. Dar mă întrebă dacă ai iubită. Vecina răspunde la ce? Constantin Merealu. Vecina răspunsul, da. Ah! Da, 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 da. Gata, eu știu ce vrei să zici, da. Da, ia auzi, întreabă lungul Constantin dacă ești meritată. Apropo, te-am zis întrebarea pentru tine, Alina. Dacă sunt măritată? Nu sunt măritată. Da, uite, să dați ție răspuns lungul Constantin. Ai proiecte în viitor, Alina? Da, trebuie să mai fac un copil. Eu mă gândeam că vrei să faci trei. Da, normal că am niște proiecte, dar nu l-am terminat. Hey, eu în fiecare zi proiectez câte ceva. Bravo, bună, bravo. Bună, Ionie. Da, nu uitați că dacă doriți să intrați aici în streaming online, trebuie să dați un link care este aici jos și, bineînțeles, puteți să intrați cu noi. Pe piano, de ce? Da, uite. Mai avem... Pe piano, dai. Hai la bravo. Bună. Bună, eu sunt Virginia, bună seara. Bună, bună seara. Virginia. Eu vă duc la mare, vă duc la mare. Wow, super. Dar te văd și o mare anul ăsta. Eu vă duc în pădure. Am văzut că Alina este la câmp. Eu vă duc puțin la mare, vă duc puțin la mare cu nișorii mei. No, Virginia, hai să zic o chestie. Împărțim jumătate la mare, jumătate la munte, da? Ok, eu sunt pregătită de mare. În fiecare seară când îl ascult pe DJ Pepe, vin aici la mare și ascult muzica lui. Ești extraordinar, ești fantastic, ești am cuvinte. Virginia, scuze-mă, dar unde stai? Unde ești? Eu sunt exact la 5 minute de aeroportul de Fiumicino. Ah, ești aici la Roma, ca și mine. Exact, pentru că am la Roma. Sunt la Fiumicino, sunt aici la Fiumicino, lucrez la o pizzerie, vă invit la pizzeria mea, este a mea de fapt, vă invit la e o pizza când doriți la Fiumicino, foarte bună, eu fac pizze. Fix, o să vin cu mare plăcere, pentru că eu am 14 ani de pizzeria. Virginia, dacă venim măcar să mă duc, s-a gratis, știi cum să spune. Dar de ce să mâncați la pizzerie când vă duc aici? Și mâncăm gratis. Și mâncați gratis, vă fac eu pizza, exact. Eu fac pizza să-mi dă gustine. Vă fac orice. Am grătarul pus pe mare, am totul pregătit. Frumos, când trec bărcile pe aici, le fac panin cu salsice și cu bere rece. Unde ai zis că ai grătarul pe mare? Păi nu plutește. Uite, dragă, l-am aici pe mare, aici. Da, într-adevăr, cea mai ok invitație de pe anul de prima dată, da. Eu ce să zic, Virginia, eu te-aș invita, dar te invit la prășii de porumb, eu te ești porumbii mei. Nu mă pricep la așa ceva, dacă vrei să-ți fac mâncare, dacă vrei să-ți lasă-mă în bucătărie și te iubesc toată viața mea. Învăț eu! Învățăm cum să-ți prășește! Sunt o bunică, eu sunt o bunică de 50 de ani, am 3 copii de 2 metri, 3 băieți, le-am făcut munca pe mare, le-am mulțumesc și vouă la fel, dacă aveți.
Le-am făcut nunta pe mare aici, foarte frumos, da. Dar eu iubesc, mai ales simplu diaspora, cred că în cuarantena m-a ținut foarte, 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 foarte bine. Veneam aici pe mare și l-ascultam pe Digi Pepe, nu aveam altceva de făcut. Rămâna, wow, mă emoționez să ascult. Să fii iubit, DJ. Dai sus, dialogat! Pepe, ai unit foarte mulți români din diaspora și din toate, de peste tot, așa că numai vocea, cât ți-auzim vocea tu deja, optimistul tău, ești extraordinar, ești fantastic, n-am cuvinte. Pepe a reușit să facă chestia asta. Și vreau să te susțin, vreau să te susțin, încerc să adun mai mulți prieteni, să facem în modul să te susținem pentru că meriți. Nu contează că ești fotograf. Ți-am văzut și fotografiile, tot, complimente. Deci dacă vin la mare, puteți să faceți timp, stimată doamnă. Eu vă fac fotografii și îmi dă să faceți mâncare. Și vă duc și pe bărcuță, vă duc pe bărcuță, pe un iar. Alina, hai vină la Roma, unde vreți? Vine cu bărcuța acolo. Dacă ne-a promis, o să ne ducem cu barcă. Vino mă aici, o să vin. Dixit. Vă arăt bărcuțele, vă dau bărcuțele, vă dau orice aici, da, să vă dați pe apă, orice. Dar eu sunt aproape de nevastră, sunteți la Fimicină și eu sunt aici în partea de Roma Nord, aici. Unde la Roma Nord? Castelnuovo, de Porto. De la prima portă. Am înțeles. Dar vă aștept cu cea mai mare plăcere, mai ales pe Alina. Sper că poate să vin. Eu nu te duc la sapă, eu te duc la mare să te relaxezi. La saună, te duc la sapă. Glumesc că nu este câmpul meu. Aș vrea eu să am lunca asta, dar nu am eu. Și eu sunt tot la Verona, tot în Italia. Nici o muncă nu este rușinoasă. Da, să furie rușine. Da, și ne spune și Sorina... Dar ne spune și Sorina, este foarte frumos, Virginia. Mulțumesc. Fani din diaspora. Chiar și Sorina Elena Danci este un fan aici, bineînțeles că este fi arată prezent. Eu vreau să vă spun că DJ nu am experiență, pentru că sunt fotograf, dar m-am uitat câteva tutoriale, am studiat așa puțin și am început să pun muzică pentru voi și am fac din suflet pentru suflete. Pentru că Virginia! Păi, cum ați zis da. Ia uite-l. Da. Kika, vieni cu da mama. Ia uite un pic, Kika, amore. Ciao, Kika, pia. Da, e calma, ia uite-l. Muțiga, mangia-l-o. Da, ei mei sunt liberi la mare aici, fac băiții singur, eu îi aduc acasă, eu suc uscătorul, am foarte multă treabă în cuarantena, adică la seara nu prea am timp să mă uit la DGPP pentru că lucrez, sunt la servici, eu am lucrat toată cuarantena, așa, dar totuși, Pepe, nu vorbim de experiență, pentru că în viața asta murim și nu avem toată experiență, dar ceea ce faci este extraordinar, pentru că ai unit foarte mult. Ești extraordinar. Nu contează experiența în viața asta, pentru că, repet, murim și nu avem experiență. Marian, nici unul nu avem. Despre ce este vorba, Marian, aici? Nu judeca lumea. Eu... Era un comentariu prima. Eu vreau să par... Vino pe aici. Și încercăm să fim cât mai rog. Miriala ne spune, forță de asta. Mulțumim, forță de asta. Mai bine. Sănătate la toți. Nu uitați că la 20:10, fiecare seară, ora Italiei, Radio Info Diaspora, muzică tradițională românească, începând cu ora 17, ora Italiei, în fiecare zi, în fiecare după masă, aici, la un pahar de vorbă cu diaspora. Vă salut, multă sănătate și o după masă liniștită! La revedere! Pa, pa!